Salutăm oameni și bine ați revenit la cariera cu Cristiano Ronaldo! Va avea loc o mutare masivă în această iarnă pentru că Mason Mount trebuie să plece. N-a demonstrat mare lucru, are și o cotă alarmantă și este cazul să-l pe Mason Mount la o echipă care va fi interesată de el. Cu siguranță vor veni oferte pentru jucătorul englez. Și data trecută a impresionat un fotbalist extrem de tânăr de la Arsenal... Vom încerca să luăm pe Yanis Lamy după ce îl de pe Mason Mount. 18 ani și 92 rating pentru acest francez. Este cu siguranță rigenul unui fotbalist, poate al lui Benzema, deși este jucător de picior stâng, dar la 18 ani, 92, n-ai cum să ai altfel. Omul de la Arsenal are viteză aproape de maxim, agilitatea la 97, stamina 91, este formidabil și extraordinar de tehnic. O să l ducem la 5 cu 5 stele și el este jucătorul de bază pentru United în următorii foarte mulți ani, cum a fost transferul lui Ronaldo pe vremuri. Așa va fi acest Ianis Islami, Alvarez urmând să treacă în banda dreaptă, unde mai poate juca și Țăgancov. Avem variante, iar Isaac bune rezervă, cam asta e planul iernii. Până atunci așteptăm ofertele pentru Mason Mount și se speră că vine una bună, iar Mount e surprins că vrem să-l dăm. E o afacere bună. Și îl încântă acest lucru pe Mason Mount, a ajuns și el la 91, dar parcă fără destulă viteză pentru bandă, n-a fost deloc implicat în jocul echipei, n-a avut contribuții, este cazul să se ducă. Mai avem meciuri tari și în ianuarie, vom juca cu Chelsea, e vremea pentru o victorie poate acolo. Până atunci o să băgăm jucătorii de rezervă în meciul cu Dinamo Zagreb. Echipa care are 0 puncte Dinamo Zagreb. Îi batem cu 3 la 2. Am scris Mount. Iată, minutul 47. Am bătut la limită. Dar Dinamo Zagreb rămâne fără nici măcar un punct obținut în această grupă. Grupă pe care o terminăm primii și vom avea probabil o adversară mai facilă în optim, iar în a din nou balonul de aur, sunteți surprinși? Eu nu, fiecare balon de aur e luat de Kylian în ca să vezi ce înseamnă să fii pe coperta jocului. O să simulăm din calendar niște meciuri cu Palace, Southampton și Brighton. Doamne ajut! Cu Southampton câștigăm cu 1 la 0, meci cu Palace acasă, neapărat trebuie să-i batem, egal, 2 la 2. Și batem pe Brighton. Două victorii și un egal din trei meciuri. Nu este dezastruos. Vor expira contractele mai multor jucători. Mamă, ce e aici? Lingard Acunia, Bailil, Renan Lodi. Cum a ajuns Lodi în ultimele șapte luni de contract? Bine că am primit acea notificare pentru că este un fundaj de bază aici și nici măcar nu vrea să fie crucial. Nu are pretenții extrem de mari Renan Lodi, se nează pe încă 4 ani, îi vrea să construim United-ul pentru următorii 5 ani în care să aibă mare succes această echipă cu Ronaldo pe bancă. Și salariul va fi undeva la 185 de mii. Îi mai dăm câte 10 mii plus la fiecare jucător ca să semneze toată lumea. Lodi e de acord. Sule nu este senzațional, dar e fundașul nostru de rezervă. Semnează pe încă 2 ani și el. O să încercăm să prelungim la majoritatea jucătorilor înțelegerile. Dar nu vrea Acunia, dar nu e o problemă că îl avem pe Firpo oricum, care sigur va semna. Chong vrea să joace cu Everton și îl vom băga. În loc de Rashford acolo o să intre Chong. Să sperăm că intre bine Everton, nu este o echipă rea deloc. Și batem cu 2 la 1. Sancho și Isaac, era ratează penalti, dar măcar ne impunem aici cu Everton chiar și cu acel pe ta, dar Sancho mereu intră în acțiune și rezolvă meciurile. Trecem și de sferturile de final, ajungem în semifinalele cupei, iar uh, Ciung n-a jucat foarte bine, dar e bucuros că a făcut-o. Arsenal e prima în Premier League, 37 de puncte, Yanis Lamy, formidabil. A înscris de 12 ori, este golgheterul campionatului, trebuie să-l cumpărăm acum în iarnă, să dăm marea lovitură, noi nu avem niciun om în primii 8. Este în egalitate cu City, și am primit o ofertă pentru Mount, dar uh, îl vrea City și vor să-l dea pe Pelegrini la schimb. O să propunem 190 de milioane de euro. Deși cred că o să se supere Pep și, și va pleca 190. Uh, wow, a vrut să dea pe pe 190 de milioane fără să stea pe gânduri pe Mason Mount. De unde până unde s-a întâmplat asta? Bine că am pus 190, cred că ar fi dat și 200. Valoarea lui e la 143 A vrut să dea cu mult peste Și îl va cumpăra City pe Mason Mount E bine, noi îl luăm pe Yanis Lamy Și ne rămân și bani pentru încă un transfer dacă este cazul Este meci cu Newcastle acum Unde s-a dus Joey Gomez Newcastle cu Volant, Fraser N-arată atât de bine această echipă Și uh... Îi întâlnim acasă, îi batem cu 2 la 0. Alvarez scrie Sancho minutul 90. Sancho a marcat probabil cele mai multe goluri pentru noi în acest sezon. Asta în Vila, Alvarez la 88, e un tank și o să-l trecem în banda dreaptă cât de curând, i batem cu 2 la 1. Am scris din nou Alvarez, unul dintre cele mai inspirate transferuri pe care le-am făcut. A plecat Mount, am primit banii și direct pe întâi. Este momentul pentru marea mutare francezul viitorului, omul care este juvaierul fotbalului francez. 221 de milioane este cea mai mică sumă pe care o putem oferi ca Arsenal să accepte. S-ar putea să dorească 300. A ajuns la 19 ani Ian Islami și deja astronomic nivelul acestui francez. Am oferit 230 de milioane de euro, cel mai scump transfer din istoria fotbalului este Ian Islami și acceptă din prima Este o ofertă colosală pe care am făcut-o Dar l-am dat pe Mount Și am mai pus și vreo 50 de milioane Asta a fost totul Ianis Lami va fi cu mult peste Ce se am a Mount la această echipă Iar uh, acum e vrea să negociem Trebuie să-l mai și evoluăm Work rate-urile Stelele de la Skrimus, de la Wickford uh, Mai e de lucru acolo cu Ianis Lami, Dar uh, ce fotbalist deja La doar 19 ani Vrea să fie crucial Are și tupeu E bine rău de tot. Se vrează pe 5 ani, până la 24 de ani, este excelent. Probabil va propune și un salariu și vrea mai puțin bani decât la Arsenal. Bonus la goluri, dar știm cu toții că le va da, astfel că îl scoatem. Și va câștiga mai puțin decât lua la Arsenal, dar a vrut neapărat să vină la Man United. Nu avem rezervă de fundaj dreapta și asta cred că este o problemă la echipă și la fel mijlocaș central. Deci trebuie să ne mai cumpărăm un mijlocaș central și un fundaj dreapta cu banii rămași. O, oh, dar mai degrabă la mi să fie o winger decât atacant central, ceea ce e puțin ciudat, dar putem să schimbăm și sistemul. Îl facem right winger pe la mi. Alvarez rămâne sătă Și o să dăm Wickford. Mai avem aici tot felul de fundaj dreapta și am putea să luăm pe livramento rezervă. Are și el viteză, 82 rating, mestriciu jucător formidabil pentru că în general nu va juca el. Iar uh, pentru el n-ar trebui să oferim uh, cine știe ce sumă, probabil până în 50 de milioane pe acest englez, care va evolua destul de mult în perioada următoare. 48 și rămânem cu 120. Îl vor pe siule dar uh, așa rămâne fără fundaș central, n-am făcut nimic, după aia trebuie să cumpărăm un jucător. Mai oferim o dată o sumă de bani, 47300 și aparent vor mult mai mulți bani pe el. 52. Poate mai scad din pretenții. Într-adevăr. Și au încercat o și acolo la 60 și ceva, acceptă 52 de milioane Everton. Avem acum om pe dreapta în cazul în care se întâmplă ceva cu fudașul nostru actual. Iar aici o să-i dăm rotation și își dorește acest rol în cadrul echipei, un contract pe 5 ani și probabil vreo 100 de mii. Ar trebui să fie suficient 100 de mii. E o sumă pe care o câștigă și Chong, deci nu e mare lucru. Îmi place mult Mateus Nunes. Mai e oamenii care e mai și, mașii, nu știu dacă are sens, la fel ca Mavinga. Așa, Nunes este destul de echilibrat. Are și 86. Hai să mai luăm un portughez. Cumpărăm tot din Premier League. Am luat 3 jucători de la echipe de Premier League. Direct pe întâi. S-au făcut toate mutările lui Cristiano Ronaldo. Și suntem fix în bani pentru acest jucător. Îl vor pe Dani Olmo. Dar păstrăm jucători importanți din lot. N-are să-l să dăm pe Olmo Am primit și oferte mai mari Pe acest fotbalist Vor 105 Și noi o să oferim vreo 90 91 de milioane Și rămânem cu 30 Dacă accept o sumă mai modestă puțin Poate 95 Mamă, 95 de milioane pe rezervă 105 Ha mă, trebuie să mai lase și Uite, 99 nu o să dăm peste 100 că e destul de mult totuși și vor 99 de milioane pe Mateus Nunes. Am făcut-o și pe asta. Am spart sutele de milioane și în iarnă. Măcar l-am dat pe Mason Mount. Am scăpat acolo de o verigă mai slabă probabil a echipei. Vrea să fie jucător de rotație. Este la fix ce trebuie Mateus Nunes. Și va semna și el pe 5 ani până la urmă. Un jucător la vârstă foarte potrivită, 27 de ani. Iar Salariul său nu va fi extrem de mare, de 130.000 pe săptămână, l am negociat pe toate și avem 3 uh, noi fotbaliști. Deja are 4 stele Wickfield, o să-l ducem la 5 pe Livramento, astfel va putea juca și pe stânga și pe dreapta dacă este nevoie de el. Iată-ne cu jucătorii pregătiți pentru a câștiga totul, deja Arsenal s-a încurcat pe din slabi. Vor avea nevoie de un nou jucător acolo. Din moment ce și-au dat perla De văzut dacă au pe cine să cuperi. Primul meci cu Iannis la Pe partea dreaptă loc de Mason Mount Și pierdem Ne bate Everton Gonzalo Ramos, fostul fotbalist al diavolilor Marchează de două ori Și am pierdut aici niște puncte destul de importante Ne bate West Brom Două din două N-am început deloc anul ăsta bine Am jucat cu fotbaliștii de bază Am făcut 0 la 0 Ah, va fi o rejucare cu Sheffield. N-am reușit să marcăm cu Sheffield. Și rejucăm cu Sheffield. <laughs> Bă, trebuie să-i bate pe Sheffield. Avem o echipă stelară. Ne bat cu 4 la 2. La mie a dat o dublă, dar nu este suficient. Jale în apărare, din păcate. Jucăm cu Chelsea. Suntem la un punct de Brighton. Chelsea abia pe 7 în acest sezon. În care Brighton practic l-a luat locul acolo. Ne-a bătut Chelsea și am învățat din greșeli. E momentul revanșei. E o declarație perfectă acolo. Debut pentru la mie aici, 93 are deja, Aici cel mai bun jucător de echipă la 19 ani. Chelsea joacă tot cu Dybala și Verratti atacanți, Goresca ca playmaker. În apărare, Conte acolo. mendi Mendy, din nefericire, e în poartă, apără uneori prea bine. Și nu putem juca pe zăpadă că nebunim. Controlează balonul cum trebuie Jadon Sancho trage de la distanță, e puțin peste poartă Acest balon trimis de Jadon Sancho, o primă oportunitate Greu de învinsă, doar mendici din careu, dar a venit de la distanță, dar e bine că încercăm Ulcă pong. Ce preluare la mii, incredibilă accelerația acestui jucător iar acolo este Renato Sanchez Dar uh, s-au repliat cu toții Mulți jucători uh, albaștri acolo în careu Era greu să trecem Ar Torres La cu pasa către Alvarez E Sancho acolo Sancho Trece Sancho, superbă trecere N-am avut ultima pasă îns. Din nou foarte mulți fundași Goresca, nu L-am oprit pe Goresca Și mingea sare la Verati Este inexplicabil ce se întâmplă Potriva lui Chelsea Da, de netrecut băieții ăștia mă. Trei fundași mereu în 6 metri Au uh, blocat absolut totul Și ne-am zis din nou Chelsea Avem un meci cu Brentford între timp Unde neapărat trebuie să ne impunem 2 la 2 Alvarez cu o dublă, dar facem egal. Da, nu prea s-au făcut transferuri mari, doar United a mișcat. Normal, Sanchez l-a luat Arsenal ca înlocuitor pentru Lamy. Fernandez la Atleti, pe 86 de milioane. Ricci la Villarreal, a fost aproape 80. Cam astea au fost mutările mari. PSG vinde un jucător, Arambari la Barça pe 74 de milioane. Și Patrick Schick revine în Bundesliga. 67 de milioane, 400 de mii a costat. Cam astea sunt mutările importante, nu prea s-au mișcat lucrurile. Singura mutare mare care s-a mai făcut e la Arsenal. L-au luat pe Madueche de la PSV. Au cumpărat doi jucători până la urmă cei de la Arsenal. Uite că l-au luat și pe acest jucător care a costat 152 de milioane 400 de mii și l-au luat direct din Olanda. Ăla e mai scump transfer din istoria Olandei, sigur. Pe voia Interul în ultima oră, dar nu s-a mai făcut această mutare. Avem un meci cu Spurs Și vom juca aici Iar în Champions League am picat cu Atalanta Că nu ne-am mai uitat Am picat cu Atalanta în optimi da, am prins un adversar ușor până la urmă, Atalanta, care a terminat grupa F pe 2. Cu toate astea, peste PSG, care merge în Europa League cu 8 puncte. Barça a fost prima acolo cu 16 puncte, câte am făcut și noi. Iar Spurs joacă cu noi Langa acolo vârf, iar Harry Kane e în partea dreaptă. În loc să fie Kane, Vârf și Langa în bandă, au mai schimbat lucrurile. Tapsoba la ei. Gialo, mamă, filiera Stuttgart a produs aici. Florian Virț, în sfârșit, avem spațiu. Virț uh, este față-față cu golul Și scrie exterior foarte bun Bară gol aici în partea lui Hugo Loris Eternul Hugo Loris care casează aici uh, Din partea cea de la Manchester United Am marcat și de data asta Să sperăm că vom câștiga această partidă Nunes O, oh, trece Nunes Foarte bine a controlat mingea Nunes mii trage și scrie primul său gol aici la Manchester United într-un derby. Este 2 0 cu Spurs. Excepțional a fost acolo Mateus Nunes. Harry Kane. oh, ce driblinguri. O centrare de Liga tăi Harry Kane. N-are ce căuta în partea dreaptă. Cum să-l pui pe Kane right winger? Oh, Gonsalves Ăla e Renato Parcă mai bine cu Renato și Nunes N-am dat degeaba suta de milioane Rabona lui Virț Superb aici Alvarez Continuă, dar este oprit de Lloris Sau Tanganga nu Între ei a intervenit Da, cred că putem să dăm un geam aici Se încheie sigur 2 la 0 Aia a fost, n-au avut forță ofensivă deloc cei de la Tottenham În sfârșit câștigăm un derby măcar un derby cu numele al lui Spurs, dar uite că erau ca punctaj foarte aproape de noi. Și pe primul loc a trecut Liverpool acum. Ce schimbare de situație, au 47 de puncte, au egalat-o pe Brighton la puncte. Ne oprim aici în februarie de această dată și în episodul următor este dubla cu Atalanta din optimile Champions League. Mai avem meciuri de disputat și în Premier League, un meci cu Arsenal aici la început de aprilie, e foarte important. Cert e că se încheie campionatul în forță. Ultimele două etape sunt cu City și Liverpool. Și garantat acolo se va juca titlul dacă ne menținem punctele aproape de primul loc. Să fim acolo în zona de titlu. În ultimele două beciuri trebuie să dăm totul. Să sperăm că ajungem acolo și poate și departe partea noi facem Champions League. Avem un lot foarte bun în acest moment. Avem cu cine să jucăm. La mie este demențial, am ajuns la 4 cu 4, am dat o bombă acolo și lucrurile merg foarte bine, zic eu, la Man United în acest moment. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați de like acolo. Cam atât. Pa, pa!